Vreau să continuăm această serie și să vorbim un pic despre uh, cum putem să trăim uniți în familie, în ciuda circumstanțelor. Atunci când circumstanțele sunt, ni se opun. Uh, cum putem să trăim uniți? Și uh, vreau să vă întreb câți dintre voi, când ați fost în perioada aceea de, de, de uh, dating sau de curtare, Câți dintre voi ați făcut ceva ciudat în, în perioada respectivă, ca să vă dați de gol că sunteți îndrăgostit sau îndrăgostiți? Câți dintre voi ați, ați făcut ceva care, care a fost ciudat în perioada aia? Ok. Eu, de exemplu, după ce am cunoscut-o pe Atena, în urmă cu 18 ani, aproape 8, 8, 18 ani și jumătate, aproape sau nu, undeva la acolo. <laughs> în, septembrie, în, septembrie, 2003, în septembrie 2003, calculați voi câți ani au trecut de atunci. Am, dar, dar, în perioada respectivă, când am cunoscut-o pe Atena, eu am fost pur și simplu captivat de ea. Am, am fost am zis mă, cum e din Codlea din Codlea sigur ești din Codlea și uh, zic există așa ceva în Codlea și uh, am, fost, am, fost, uh, <laughs> am fost efectiv dat pe spate uh, eram, uh, eram în, uh, într un magazin în uh, metro uh, și Urma să urma să ne întâlnim. urma să ne întâlnim să ne întâlnim cu cineva din Codlea care să ne conducă la o cazare, și, uh, și nu știam exact cum arată persoana, cine este, știam că este o domnișoară. Și, uh, și la un moment dat, când mergeam prin metro, efectiv, am văzut că vine o domnișoară. Uh, cu un, a venea cu un cărucior așa și uh, dintr-o dată mintea mea s-a s-a produs miracolul. Am văzut că vine. Și așa venea. Părul în vânt. Era în roșu, complet. Venea, o rochie așa, formele îi se ieșeau în evidență. Deci, a fost ceva... Deci, eram... Eram efectiv... Am fost captat maxim de de imaginea respectivă, realitatea este că ea era cu coșul cu, uh, uh, îmbrăcată în negru de, până, până la glezne uh, și, uh, și uh, nu, nu pot să zic că nu arăta bine, arăta foarte bine, dar, dar uh, pentru mine a fost, uh, eu am avut o imagine complet diferită și în momentul acela Duhul Sfânt mi-a zis, ea este soția ta. Nu o cunoșteam, nu știam cine este, nu știam dacă ea e persoana cu care urma să ne întâlnim, dar am știut că duls în practic, mi-a zis, am știut că ea este soția mea. Uh, și uh, și în, în momentul, sigur că nu m-am dus la ea și să-i spun, uh, Dulss mi-a zis că tu ești soția mea. Ăsta era cel mai ciudat lucru pe care puteam să-l fac. Și probabil că nu mai era nimic între noi, dacă făceam asta. Dar am, după, cred că după două săptămâni, ea a venit împreună cu o prietenă de-a ei în Târgu Mureș, ne-am întâlnit aici, am putut să povestim un pic, să schimbăm câteva vorbe și după, după două săptămâni de la punctul acela am cerut-o de soție. Două săptămâni. Am știut ce vreau, cum adică... Oh. Am știut ce vreau. Păi nu. I-am pus sinelul pe deget și am zis, în decembrie ne căsătorim. Eram în, în septembrie. Octombrie, noiembrie, decembrie. Și am propus să ne căsătorim în decembrie. Ce bărbat în toată, așa, zice, în trei luni și în decembrie să ne căsătorim? Eu. Dar ea a zis, hai să mai așteptăm până vine soarele, primăvara. În aprilie 25 ne-am căsătorit și de atunci au trecut 18 ani, urmează să facem 18 ani în 25 aprilie, dar am avut perioade în, în acea scurtă scurtă curtare pe care, perioada de curtare pe care am avut-o, aveam momente în care vorbeam la telefon pentru că, foarte mult, pentru că ea era în brașov și eu, eu eram aici în Târgu Mureș. Și, și uneori ni se întâmpla și asta probabil că e o poveste ciudată cu care vă veți identifica, uneori vorbeam la telefon până ni se epuizau subiectele. Și când ni se epuizau subiectele, ziceam, închide tu acum. Și ziceam, A, nu, închide tu. Hai, eu nu închid, închide tu. Hai, nu, închide tu că eu nu închid. Uh, uh, și, și mergeam la nesfârșit, și după aceea, nu închideam niciunul. Și nu ne auzeam cum respiram. Nu, nu respiram așa, cum vă gândiți, respiram normal. <laughs> și uh, și uh, 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 dar ace cred că ăsta e cel mai ciudat lucru pe care, pe care l-am uh, avut în uh, perioada noastră de îndrăgosteală, care nu s-a terminat. Noi încă avem, noi suntem încă în uh, uh, perioada în care ne, ne iubim foarte mult uh, și cred că vo această perioadă se va încheia în, uh, uh, niciodată niciodată nu se va încheia, pentru că, pentru că noi mergem în... ne-am promis nu doar iubire pentru aici, ne-am promis iubire și pentru eternitate și, uh, și vreau să... Vreau să uh, să îi dăm lui Dumnezeu cu adevărat relația noastră, să-i dăm lui Dumnezeu uh, viața, ființa noastră. Și, uh, dar probabil că fiecare dintre voi aveți o variantă a poveștii noastre, dar după o vreme te-ai gândit, mă, unde-i dragostea aia? Unde este pasiunea? Unde este dedicarea aceea? Unde este implicarea aceea? Unde este, unde este sacrificiul? Unde, unde este dragostea aceea pe care am experimentat-o la început? Și uh, îți pot spune unde este. Este acolo, tot acolo este. Doar că nu mai. Nu i-ai mai oferit atenție. Este, ai pierdut atenția. Pentru că noi când ne oferim atenție unul celuilalt, ne oferim iubire. Ne oferim iubire. Și, uh, și cred că fieca, în fiecare domeniu din viața noastră experimentăm asta. În, în care domeniu din viața ta poți să te lenevești și să ai rezultate bune. Niciunul, nu? De ce am crede că în relația soț-soție putem să nu mai facem ce am făcut atunci când funcționa bine și să avem rezultate, aceleași rezultate bune? Nu? Ar fi ciudat. Noi, în, în, de exemplu, în, în sănătate, Trebuie să avem grijă ce mâncăm, nu? Trebuie să avem grijă de trupul nostru. Trebuie să... să uh, uh, sigur că noi, nouă, ne plac mâncărurile tradiționale, nu? Mulțumim Lui Dumnezeu pentru sarmale, mulțumim Lui Dumnezeu pentru tochitură, mulțumim Lui Dumnezeu că putem tăia porcul și să ne facem noi... Mulțumim pentru prăjitura albinița care o făcea mica. <laughs> Mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru televizor. Nu televizor, pentru prăjitura televizor. <laughs> și pentru televizor. Numai că ăsta ne fură, ne fură pasiunea din iubire. Ne fură atenția. Și, și cred că dacă avem grijă ce facem în trupul nostru, atunci, atunci trupul nostru va rămâne sănătos, va continua să fie sănătos. La fel este și în relația dintre soț și soție. E foarte important să continuăm să facem ce am făcut atunci când ne-a plăcut relația. Amin? Și dacă ne-am oprit, trebuie să reluăm, să facem ceea ce am făcut atunci când ne-am cucerit unul pe celălalt. Pentru că asta face ca relația noastră să meargă mai departe. Dar unii spun, da, noi nu mai avem dragoste în relație, așa că o să divorțăm. Asta, a, asta este ca și cum ai zice, a, nu mai am a, a, benzină în mașină, așa că o să, o să renunț la mașină, îmi vând mașina. Că nu mai, nu mai am benzină, am, mi s-a terminat benzina sau motorina. Ce faci când ți se termină benzina? Te duci să alimentezi, nu? Ce faci când ți se termină dragostea? Alimentezi! Cum alimentezi dragostea? Făcând ce ai făcut atunci când o aveai. Amin? E foarte important să, să înțelegem asta și astăzi o să aleg un, o să citesc un, un verset uh, uh, și o să vorbim un pic despre despre ce înseamnă să ne, ne unim, să, să trăim în unitate. Și uh, Geneza 2 cu 24 spune, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup. Acum, acest uh, alipi, acest cuvânt uh, are, are sensul de unitate, dar mai are și sensul de a urmări până când prinzi ceva. Și după aceea, al, al treilea, deci ăsta e al doilea sens, și al treilea sens este să urmărești cu afecțiune și devotament. Deci după ce ai prins, deci în primul rând ne unim, după aceea urmărim, urm, nu, mai întâi urmărim până prindem, ne unim și după aceea urmărim cu devotament și cu afecțiune. Practic... Cred că asta e cea mai bună descriere a cuvântului alipi. Acum, ieri la conferință, am uh, uh, pastor Atena a făcut o ilustrație cu, cu uh, două inimioare, practic aici sunt două foi de hârtie, lipite, două inimioare lipite și uh, în, în interior e, sunt scrise două nume. În interior sunt scrise două nume. Acum, ce se întâmplă dacă noi dezlipim că aceste două foi au fost alipite, au fost lipite. Ce se întâmplă atunci? Hai să vedem ce se întâmplă când dezlipim. Asta nu, nu a fost lipici bun. <laughs> Dar Ați văzut? parte din asta a rămas aici. A fost lipită numai chiar o țără aici. Dar dar o, o rămas acolo. O rămas acolo. Vedeți? Partea asta a, a, a rămas... Parte din asta a rămas aici și parte din aia a rămas aici. Asta se întâmplă când noi dezlipim ceva ce este lipit. Și a, a, noi avem nevoie să ne lipim cu cu uh, afecțiune și devotament unul de celălalt. Uh, și vreau să, vreau să vă duc la. Vreau să vă dau un singur lucru astăzi. Vreau să vă conduc la o singură adresă, la un singur punct. Ce să facem ca să trăim în unitate, în ciuda circunstanțelor? S-au schimbat circumstanțele. Nu mai, nu mai suntem în, în urmă cu 18 ani. S-au schimbat aproape toate circumstanțele. Cu excepția noastră. Noi am rămas la fel. Da. Eu arăt mai bine. Tu arăți mai bine. <laughs> da. Uh, uh, ce, ce putem să facem ca să trăim în unitate? Ca să trăim în unitate. Uh, și... Poate că o să vă zic două sau trei lucruri, dar pe unul singur o să mă, o să mă concentrez. Spune! Spune! Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l faci atunci când, când vrei să trăiești în unitate cu persoana pe care o iubești. Și, și mesajul acesta nu este doar pentru cei căsătoriți. Este, este valabil pentru orice fel de relație. Părinții, spuneți copiilor voștri când vă gândiți la ceva bun copii, gândiți, când vă gândiți la ceva bun, spuneți-le părinților voștri. Prietenilor, spuneți-vă unul altuia dacă vă gândiți la ceva bun. Fiecare dintre noi, în orice fel de relație, șef, coleg, vecin, spune dacă te gândești la ceva bun, spune-i. Spune-i că, uite mă, vecine, m-am gândit la tine, ce mașină faină ai, mă. și mândru de tine că îți tai iarba totdeauna. Îmi place că Tai lemnele atunci când îi tăiat lemnele, nu când nu de tăiat lemnele. Uh, și uh, nu-l critici, da? E important, e important să, uh, de fiecare dată când ne gândim la ceva bun, când ne gândim la ceva pozitiv, când ne gândim la ceva uh, special, uh, să-i spunem soției noastre. De ce, să, de ce să ducem cu noi în mormânt lucruri bune pe care le -am, pe care nu le-am spus. Hai să spunem soției noastre. Hai să spunem soțului. Să, spunem, să ne spunem unul celuilalt lucrurile bune și frumoase. De ce de ce ar ascunde cineva lucrurile bune de persoana pe care o iubește cel mai tare? De ce ar face cineva așa ceva? Când te gândești la ceva bun, spune-l. Del mai departe. Și în Evrei 3 spune încurajați-vă unul pe altul. Cât de des să facem asta? În fiecare zi. Cât timp se zice astăzi? Astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Cât de diferită crezi că ar fi relația pe care o ai cu soția, cu soțul? părinții, cu copiii, cu colegii, cu vecinii, cu uh, orice fel de relație din, din viața, dar cât de diferită crezi că ar fi dacă ai spune lucrurile bune la care te gândești în relația respectivă? Cât de diferită crezi că ar fi relația? Probabil radical diferită la unii, la unii care mai spunem din când în când ar fi mult diferită și la alții care spun mereu ar fi... Uh, ar fi, poate, să adăugăm, să înmulțim cuvintele bune, am putea să o facem cea mai bună, cele mai bune relații. Și vreau să, vreau să vorbesc un pic bărbaților. Când, pentru că versetul spune să ne urmărim. Alipi, da? Deci mă întorc la definiție. Alipi înseamnă să ne urmărim soția. Să ne urmărim soția cu cuvinte de încurajare, cu cuvinte uh, care, care sunt uh, cuvinte de afecțiune, non-sexuale. Și poate că tu acum te gândești uh, cum adică non-sexual. Ce, cu, ce, cum sunt cuvintele non-sexuale? Păi, cuvintele non-sexuale, simplu, sunt cuvinte non-sexuale, <laughs> care nu au o altă adresă, o altă intenție în spatele lor. Când te duci la soția ta și îi spui că e frumoasă, doar atât vrei să-i spui, că e frumoasă. Nu vrei să continui prin altceva și să ajungi unde, în altă parte unde, unde te gândești tu. Doar atât. Vrei, vrei să exprimi afecțiune non-sexuală față de, față de soția ta și uh, o cucerești prin aceasta. Bărbaților, Așa puteți să vă cuceriți soția. Puteți să vă cuceriți soția în felul acesta. Biblia ne învață asta și, și e foarte important ca uh, noi să, să facem asta și o să vă dau cea mai simplă unealtă pe care o puteți folosi pentru a vă cuceri soția prin cuvinte de afecțiune non-sexuale. Cea mai simplă și când spun cea mai simplă, e chiar cea mai simplă metodă. Uh, te duci la soția ta și... Și pur și simplu te duci la ea și îi spui iubita mea ești cea mai minunată. Și atât. Și pleci. Da? Ar fi asta? Ce ziceți? Ar fi asta cea mai simplă metodă și cea mai cea mai utilă, cea mai uh, care produce cele mai multe Uh, rezultate pozitive? Probabil nu. Că după ce îi spui, ești cea mai minunată, trebuie să îi spui de ce. Pui, tu, ești cea mai minunată pentru că... Dacă ești aici cu soția, vrei să faci exercițiul ăsta? Uh -huh. dacă, dacă, dacă ești cu o persoană... Pe, nu numai cu soția, în orice fel de relații. Dacă ești cu un prieten, dacă ești cu un coleg aici, îi spui, dacă dacă, dacă îi spui îmi place cum te-ai îmbrăcat astăzi, pentru că trebuie să adăugăm pentru că la orice, la orice uh, uh, cuvânt de plin de afecțiune trebuie să-i dai definiția, să-l definești, să spui de ceul. De ce? De ce uh, vezi că este... Uh, de ce o iubești? De exemplu, eu pot să-i spun soției mele, Atena te iubesc, pentru că ești cea mai frumoasă, ești cea mai înțeleaptă, pentru că îți închizi ochii atunci când îți fac complimente și, <laughs> și te iubesc, îți iubesc inima ta. Uh, uh, îi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ai ales să părăsești Brașovul ca să vii în Târgu Mureș pentru mine, pentru că mă iubești îți mulțumesc pentru că uh, pentru că uh, ești înțeleaptă Înț, înțelepciunea ta <laughs> înțelepciunea ta este uh, minunată și ești un pastor extraordinar care, care <laughs> o să dea cu ceva după mine dar, dar practic Asta simt, iubire. Asta simt. Și, și cred că atunci când exprimăm cuvintele de afecțiune și, și aducem definiția în definiția acelor cuvinte, să spunem de ce, eu cred că orice femeie se simte onorată. Orice femeie se simte adorată. Orice femeie se simte, se simte apreciată cu adevărat. Haideți, să nu, haideți să, nu, să nu, considerăm lucrurile astea tabu. Și noi glumim când facem așa, pentru că știu că Atenei îi place să, să, i spun cuvinte de afecțiune. Și, dar, dar e, foarte, e, foarte, important să, să le spunem din inimă și să nu ne fie teamă de ce, ce spun oamenii, ce o să gândească oamenii. A, uite că se uh, eu vreau să știe toată lumea. Eu vreau tu tu bărbatul, vrei să știe toată lumea că tu o iubești pe soția ta. Nu? Și mai ales soția ta trebuie să știe că tu o iubești. Și în momentul în care face asta, îi oferi cuvinte de afecțiune și asta spune Biblia că ăsta e modul în care femeia se simte uh, iubită și cucerită. Acum, bărbații sunt diferiți. Bărbații, Doamnelor, dacă vreți să știți cum puteți să cuceriți pe soțul vostru, soțului trebuie să-i oferi cuvinte de afirmare. Cuvinte de afirmare. Și... Uh, noi, bărbații, de multe ori ne purtăm așa, ca și cum suntem cei mai tari și suntem uh, macho și uh, cevași frate. Încercăm să, să exprimăm lucruri care... Uh, care uh, dar, dar în interiorul nostru, și știu asta de la mine, în interiorul nostru de multe ori ne simțim nesiguri. Mai ales atunci când soția noastră, soția mea sau soția ta, atunci când persoana pe care o iubești cel mai tare spune despre tine ceva care nu te afirmă. E foarte important, și e foarte important ca dacă vrei să-ți cucerești soțul și asta, cred că vrea orice, orice soție să-și cucerească soțul. Începe să folosești cât de des? În fiecare zi, cuvinte de afirmare pentru soțul tău. Cum soțul tău va folosi în fiecare zi ce fel de cuvinte? De afecțiune. E foarte important ca noi să, să folosim ceea ce spune Biblia pentru ca relația noastră să devină puternică. Pentru că noi să putem să ne ridicăm deasupra circunstanțelor și să fim cu adevărat acolo în locul în care, în care noi ne dorim, în primul rând. Aud multe, multe soții care spun, da, dar soțul meu nu este un lider spiritual. Acum, s-ar putea ca ceea ce tu înțelegi prin lider spiritual să fie diferit de ceea ce... Este într-adevăr un lider spiritual. De exemplu, dacă soțul tău, um, uh, poate, poate tu zici, mi-ar plăcea ca soțul meu să se roage mai des sau să se roage împreună cu mine sau să vină la biserică. Să zicem că soțul tău se roagă o dată pe an sau o dată la nu știu câți ani de Crăciun și o rugăciune jalnică în care zice, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncare și pentru sarmale și pentru prăjitură. În loc să zici ce fel de rugăciune e aia, și să fii supărată pe, ea, pe el, mai bine, mai bine, ai zice, în momentul ăla, pentru că tu știi că îl cucerești cu cuvinte de afirmare, îi zici, dragule, te duci la el, te duci la el, te duci lângă el și îl iei în brațe. Și îi zici, după ce s-a rugat, și îi zici, dragule, m-am simțit așa de aproape de Dumnezeu atunci când tu te-ai rugat. Și mă simt așa de aproape de tine și puneți, puneți nasul tău aici și dai un pupic. Acum, știți ce o să facă soțul de atunci încolo? O să se roage mai des. <laughs> și tu de fiecare dată te duci la el și pui să dragule, vai, Vreau să mergem în dormitor. Rugăciunea ta mă pune pe jar. Vreau. Știi ce o să facă soțul tău? Deja deci ați prins ideea. Știți cum îl cuceriți? E foarte simplu. E foarte simplu. Asta nu este manipulare. Este îl afirmi în ceea ce face. Pentru că. Știți de ce? Pentru că nouă, noi bărbații, când soția ne vede într-un anume fel, noi devenim ceea ce ne vede soția. Și în aceeași măsură devenim ceea ce nu ne vedem soția. Dacă soția noastră zice, A, tu, bă, tu nici bă, un clește nu știi să ții în mână mai repară și tu, că uite, ăla repară. Hai să nu facem asta, că aia nu, alea nu sunt cuvinte de afirmare. Cuvintele de afirmare, vezi ce face chiar dacă e un lucru foarte mărunt. Și dacă îți place lucrul ăla, afirmă-l. Și mâine va crește. afirmă și va crește. Afirmă-l și va crește. afirmă, și va crește. afirmă și va crește. Și bărbatul tău va deveni ceea ce vezi tu. De exemplu, la mine, după ce, după ce predic, sincer, nu că nu mă interesează, dar, dar nu îmi pasă așa de mult părerea oamenilor în general despre cum am predicat, mă interesează părerea persoanei mele iubite. Când cobor de pe scenă, eu vreau să aud, dragule, ai făcut cea mai bună treabă astăzi. Nu mă interesează să zic că acolo ai greșit, acolo ai uh, uh, zis, uh, ai uh, nu știu ce, ai uh, făcut greșeala aia, uh, nu trebuia să zice. Nu mă interesează. Chestiile astea, poate mi le zici miercuri, joi, dar duminică am nevoie să aud. Ești cel mai tare. Extraordinar. Un mesaj. Nici, cel mai tare mesaj al tău. Deci eu, <laughs> pentru că așa suntem noi bărbații, avem nevoie să fim afirmați. Ca să, ca să devenim ceea ce, ceea, ce, ceea ce ne vede soția și noi avem nevoie să ne aplaudăm, să ne, să ne ridicăm unul pe celălalt prin, prin aceste două metode și e foarte important să nu să nu privim așa cu superficialitate la la ceea ce spune Biblia, pentru că vrem, noi vrem să avem relație puternică, amin, vrem să, avem, vrem să avem soții puternice, vrem să avem soți, să aveți soți puternici și noi suntem cu adevărat ceea ce, ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim, dar ne ajutăm unul pe celălalt să devenim tot mai mult în imaginea respectivă. Și e foarte important să, să știm ce... ce să știm promisiunile și chemarea pe care o avem fiecare de la Dumnezeu. Pentru că în felul acesta putem să construim prin cuvintele noastre, putem să-L construim pe celălalt, să-L zidim, să-L încurajăm să ajungă ceea ce Dumnezeu l-a chemat să fie. Al doilea lucru pe care îl putem face și numai chiar vă spun titlul, când te gândești la ceva special, în primul rând, ce am spus? Spune, spune lucrul acela. Când te gândești la ceva special, în al doilea rând, fă lucrul acela la care te-ai gândit. Dacă te gândești să-i cumperi flori, du-te și cumpără flori. Dacă te gândești să mergi la un picnic, să-i faci o surpriză, să zici sâmbătă asta, mergem la un picnic, du-te și cumpără tot ce trebuie și sâmbătă, fă surpriza asta și du-te la un picnic cu ea. Apoi trei, uh, uh, ce, ce credeți că trebuie să facem? Dacă, în primul rând, spunem, cum? Doi, fă, facem. Și trei, fi, fi tu diferit. Dacă, dacă, vrei, dacă vrei ca soția ta sau soțul tău să fie diferit, fii tu diferit întâi. Fi tu diferit întâi. Și eu cred că Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi. Să, să fim diferiți atunci când, când așteptăm ca soția să ne trateze într-un anumit fel, să o tratăm noi cum vrem să ne trateze ea pe noi. Dacă vrei soțul tău să te trateze într-un anumit fel, tratează-l tu așa, întâi. Și, și în felul ăsta tu pui o sămânță acolo. Pui sămânța și când pui sămânța, acea sămânță va crește, va aduce rod într-o zi. Ai răbdare, amin? E foarte important să, să fim noi diferiți și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și prin viața noastră. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică și abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii tăi. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!